Today we are going to explain the Lord's Supper or Holy Communion. Vom explica astăzi ce este cucina Domnului. Okay, this is a very, very familiar scripture. Un pasaj din scriptură foarte cunoscut. And it's in 1 Corinthians, pe care îl găsim la 1 Corinteni, chapter 11, capitolul 11, starting from verse 23. De la versetul 23. All right, so let me read through the whole thing first. Aș vrea să citesc prima dată ce spune Biblia. Okay, verse 23, second part. Then the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had broken, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, "Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the new testament in my blood. Do this do you as often as you drink it in remembrance of me." Tot astfel după cină a luat paharul și a zis, "Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el." For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord, unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eats and drinks unworthily eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sick among you, and many sleep. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. If we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord that we should not be condemned with the world. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Alright. So the scripture is as stated here in the Bible. Iată deci pasajul pe care îl aduce Biblia. And there have been so much confusion about this. Iar de aici, din acest pasaj, s-a creat multă confuzie. And it has been explained in many, many ways. Și s-a explicat textul acesta în multe feluri. So, one of the explanations, una dintre explicații, is that the bread and the juice, este că pâinea și vinul, all right, actually becomes the body of Christ. Devin în fapt și în consistența lor trupul și sângele Domnului. And becomes the blood of Christ. Deci trupul și sângele Domnului. All right, so when you take it, it actually becomes the body and the blood. Așa că atunci când îl iei, devine cu adevărat în fapt devine trupul și sângele Domnului. All right, there are many, many other explanations around this. Și alte explicații au decurs de aici, din această explicație. And that's one of the explanations for this one. Dar multă lume crede în felul acesta. And then there is the one which is quite popular. Apoi o altă explicație, o altă învățătură populară. Which is, it's not the body and the blood. Spune această explicație, nu este trupul și sângele, it's a symbol, ci este, desigur, un simbol. But because of what comes after that, dar din pricina a ceea ce vine, okay, in verse 27, din versetul 27, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, da, deci cine bea și mănâncă aceste elemente în chip nevrednic, all right? So they focus on the word unworthy. Toată explicația, de fapt, țintește spre acest aspect, spre acest cuvânt, în chip nevrednic. Alright? So, then the question is, well, you have to examine yourself. Și atunci se pune problema, desigur, să te examinezi tu însuți. Alright? To see whether you are worthy or not worthy. Să vezi dacă ești vrednic sau nu ești vrednic. So, the explanation here is that, did you do any sinful things?
explicația sau pe larg aceasta ar însemna, bun, ai făcut ceva, orice, vreun lucru păcătos? Are you clean? Are you not clean? Te-ai curățit, te-ai sfințit? Alright? So of course now the explanation comes is, well, who is worthy? Și desigur, problema atunci se pune, cine este cu adevărat vrednic? Who is clean? Cine este cu adevărat curat? Alright? So now comes, like I said, a lot of definitions around this. Și sunt multe definiții care se pot crea aici. But they will say, well, let's examine ourselves physically. Dacă e să ne uităm la noi în mod fizic, alright? So are you physically clean? Ești fizic, alright? Curat. So are you dressed good? Ești îmbrăcat corespunzător. Alright. Did you, you know, for women, you know, they say, well, if you have your period, you cannot take the Lord's Supper. Este foarte răspândită această convingere că femeile, dacă sunt la acea perioadă din lună, nu pot lua cina Domnului. Because in the Old Testament it says that you are unclean. Pentru că Vechiul Testament stabilește clar că aceasta este o perioadă de necurăție. Alright, and then, but of course we can take it further. Se poate duce mai departe. What did you do? What did you do in the last few weeks? Se pune întrebarea bună. În ultimele săptămâni sau de la ultima împărtășie, da, pe care ai luat-o, ce ai făcut? Ești ok sau nu ești ok? Did you behave? Te-ai comportat bine? Did you do any sin? Ai păcătuit în ultimele săptămâni? Alright. And then we can take it even further. Și apoi și mai adânc putem merge. Well, how about your thoughts? Cum stai cu gândurile? Did you think holy thoughts for 4 weeks? Ai avut în toată această perioadă gânduri, doar gânduri curate, frumoase? And if it's holy, dacă e ceva sfânt, well, how holy is holy? Cât de sfânt este ceva ce e sfânt? Alright? So therefore, if you are not holy and you examine yourself, deci dacă te examinești, descoperi că sunt lucruri care nu sunt complet sfinte în viața ta. Alright? Then you shouldn't take the Lord's Supper. Atunci nu ar trebui să ieși. Because you are what is called here unworthy. Pentru că ești nevrednic. And if you take the Lord's Supper, iar dacă iei cina Domnului în chip nevrednic, then you will eat and drink damnation to yourself. Îți mănânci, îți aduni o sândă, condamnare. Alright? And you will become weak. Și vei fi slab. You will become sick. Vei fi bolnav. And then at the end you will die. Neputincios, da? Și până la urmă vei muri. Alright? So in verse 31 says, well, you should judge yourselves. În versetul 31 scrie, a trebuit să vă judecați voi înșivă. But then there's some other scripture here and then nobody knows what it means, so we will ignore all of that. Și mai sunt aici câteva lucruri, dar pe care nu le înțelegem exact și atunci le lăsăm la o parte. Alright? So those are the common explanations for this Lord's Supper. Ceea ce v-am spus până aici sunt câteva explicații comune sau foarte populare în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Alright? Now let's take this and see what the meaning of this. Dar haideți să vedem care ar fi cu adevărat semnificația, însemnătatea acestor lucruri. Alright? Start again from verse 23. Dacă ne uităm din nou din versetul 23. Then the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Domnul Iisus, în acea seară în care a fost vândut, a luat o pâine. Okay, so Jesus took bread. A luat Iisus o pâine. When he had given thanks, a mulțumit lui Dumnezeu, he broke it, și a rupt. He says, take it, this is my body which is broken for you. Și le-a dat ucenicilor și a spus, mâncați, acesta este trupul meu. Now, did he ever say that this is my actual body? A zis Domnul, acesta este trupul meu pe care vi-l dau să-l mâncați? Did he took out part of his body and says, look, you know, I dig inside here, I take out a part of me and I break it and here. Și a sfârșit Domnul o bucată din el ca să le dea din trupul lui fizic, ca să le dea ucenicilor să mănânce carne crudă? No. He says, sigur că nu. This represents my body. Domnul Iisus spune, această pâine reprezintă trupul meu, which is broken, care se frânge, care este rupt for you, pentru voi. Okay? For you, pentru voi. Do this, faceți lucrul acesta in remembrance of me, cu un scop, pentru a vă aminti
de mine. So you are going to do this. Deci lucrarea aceasta trebuie făcută. To remember the broken body of Jesus. Cu acest scop, pentru acest motiv, să ne amintim de trupul Domnului care a fost frânt pentru noi. For you. Pentru noi. Okay. But what does that mean? Ce înseamnă asta? Okay. We're going to discover that. And then he says. Și apoi spune Domnul, după ce a dat pâinea, a luat un pahar. This cup. Și a zis Domnul, is the New Testament. Reprezintă, este legământul cel nou. Not the Old Testament. Nu legământul vechi. But the New Testament. Și un legământ nou. Legământul nou. Pe care, blood. Pe care îl fac în sânge. Alright? But there was no blood in the cup. În pahar nu era sânge, nu? Just wine. Era vin. And he says, do it. Și a spus Domnul, faceți lucrul acesta. In remembrance of me. Spre pomenirea mea, în amintirea mea. Alright? So, we have the whole picture here already. Avem imaginea, da? The body broken. Trupul frânt. And the blood of Christ. Și sângele scurs al Domnului. And he asks us to do this to remember him. Și Domnul spune, faceți lucrarea aceasta, cina Domnului, pentru a vă aminti de aceste lucruri. So we know it's a symbol. Înțelegem, deci, că sunt lucruri simbolice. Okay? Now, it comes, verse 27. În versetul 27. He says, whosoever eat this bread and drink this cup unworthily. Intervine acest aspect. Oricine mănâncă și bea în chip nevrednic. Alright, so the word unworthy is there. Nevrednic. Este. And then it says, verse 28, let a man examine himself. Mai târziu, în 28, spune, fiecare om să se cerceteze, să se analizeze. Okay, and in verse 31, which most people don't read. Iar în 31, for if we would judge ourselves, we should not be judged. Dacă ne-am judeca, ne-am cântări, nu? Ne-am analizat, sigur n-am mai fi judecat. Alright? So the Bible is very clear. Examine yourself. Biblia spune, deci, asta. Examinează-te. Judge yourself. Judecă-te, cântărește-te. But what does that mean? Dar ce înseamnă asta? You see, we all know and we all say, noi toți știm și Jesus Christ died for our sins. Că Iisus Hristos a murit pentru păcatul nostru. He paid the price that we could not pay. El a plătit prețul pe care noi nu-l puteam plăti. Alright? So when we take the Lord's Supper, atunci când noi luăm cina Domnului, let us examine the significance of what Jesus did for us. Haideți să analizăm și să judecăm, să cântărim ce înseamnă asta pentru noi. Alright? What did Jesus do for us? Ce a făcut Isus pentru mine? His broken body. Ce înseamnă trupul lui frânt pentru mine? And his blood. Și sângele său. Alright? The significance of it is enormous. Semnificația și ce înseamnă este enorm. It is so significant. E atât de important. That our calendar itself. Calendarul nostru, da? Chiar însuși calendarul nostru. Okay, what year are we living in right now? În ce an trăim? 2000 and? 2000. What? You have to know what year you live in, right? Jesus, right? Dacă vă uitați la acea trecere. 2015, alright? 2015. Alright. So, our calendar start from year 0. Și începe calendarul nostru de la anul 0. Alright? Until 2015. Până în 2015. That is how significant this statement is. Atât este de semnificativ ceea ce s-a right? So, it says, let us judge ourselves. Haideți să ne judecăm fiecare. So that we will not be judged. Ca să nu fim judecați. Why will we not be judged? De ce nu vom fi judecați? Why? De ce? Because of Jesus, what Jesus did for us 2015 years ago. Pentru că Isus a făcut lucrarea de ispășire, de răscumpărare acum. Alright? And now look at verse 32. Versetul 32. But now it says, but when we are judged, dar când suntem judecați, alright? We are chastened of the Lord. Suntem pedepsiți de Domnul. Alright? That means God took the punishment for us. A luat Dumnezeu pedeapsa. Alright? So when God sees us, și când ne vede Dumnezeu, we are judged righteous. Noi suntem văzuți neprihăniți.
Why are we righteous? De ce suntem neprihăniți? We go back to verse 31. Ne întoarcem la 31. We are righteous because of what Jesus did for us. Suntem văzuți neprihăniți din pricina ce a făcut Isus pentru noi. All right? So when we are judged, când noi ne judecăm, we are considered righteous. Sau când suntem cântăriți, suntem considerați neprihăniți. Because Jesus is righteous. Din pricina faptului că Iisus este neprihănit. We are approved and accepted by God. Noi suntem acceptați de Dumnezeu. Because of what Jesus did. Din pricina ce a făcut Iisus pentru noi. Is Jesus accepted and approved by God? A găsit Tatăl bucurie și mulțumire în ceea ce a făcut Isus? L-a găsit Dumnezeu Tatăl acceptabil pe Isus? Yes or no? Da sau nu? Yes. Da. Because of what Jesus did for us, și din pricina ce a făcut Isus pentru noi, we are also accepted and approved by God. Și noi suntem deci acceptați de Dumnezeu. So we are not judged for our sins. Deci nu suntem judecați pentru păcatele noastre. Why? De ce? Because who paid for our sins? Pentru că cine a plătit pentru ele? All right? Simple example. Okay? You, let us say you owe some money. Să spunem că ești dator. All right? So what are you called if you owe some money? Cum te numești dacă ești dator? You owe money, you are called a debtor. Ești dator, așa e? Okay? So when somebody pays for your debt, dacă cineva plătește pentru datoria ta, are you still a debtor? Mai ești dator? No. Mai ești datornic? Why? Mai ești, nu? Because somebody paid for it. De ce? Pentru că cineva ți-a plătit. Okay. Ce era de plătit? You were a sinner. Ai fost un păcătos. And so what are you called if you sin? You are called a? Dacă faci păcat, ești ce? Un păcătos. Sinner. Okay? But who paid for your sins? Cine a plătit prețul păcatelor tale? Jesus Christ paid for your sins. Iisus Hristos. So now you are no longer a sinner. Acum nu mai ești un păcătos. All right? You are a debtor. Ești un datornic. You are no longer a debtor. Dacă cineva plătește, nu mai ești datornic. Because somebody paid for it. Da? Pentru că cineva plătește. You are a sinner. Ești păcătos. Somebody paid for your sins. A plătit cineva pentru păcatul tău. You are no longer a sinner. Deci nu mai ești păcătos. Right? That's why it says you are not judged. De aceea zice nu sunteți judecați. All right? Dacă înțelegeți lucrurile acestea. Okay. So now let's come back once again to the bread. Și acum ne întoarcem din nou la pâine. Okay? It says very clearly. Se spune clar. The bread was broken. Pâinea a fost ruptă. For you. For you. Simbolizând lucrul acesta pentru noi. Da? All right? And many times we don't know what it means. Și de multe ori nu înțelegem ce înseamnă. We say, oh yes, we are safe. Ok, suntem mântuiți. Bun. But wait a second. The body was not broken for you to be safe. Dar trupul Domnului nu s-a frânt pentru mântuirea noastră. The blood was spilled for you to be safe. Sângele Domnului a fost vărsat pentru mântuirea noastră. Dacă sângele jertfei este cel care acoperă păcatul. The salvation comes by the blood of Christ. Mântuirea vine prin sângele Domnului Isus. But the body of Christ was broken for you for another reason. Pentru ce s-a frânt atunci trupul Domnului? Isaiah explained it very well. Și ține minte versetul din Isaia. By his stripes, prin rănile lui, we are, noi suntem healed. Tămăduiți. All right? You see, the Jesus Christ's body was broken for us for a reason. Trupul lui Isus a fost frânt pentru motiv. For us. That's why it says for you. Și e pentru noi. For a reason. Și care e motivul? It is to provide healing for us. Ca să dea vindecare. All right? The blood is for our salvation. Sângele Domnului s-a dat pentru mântuire. All right? So it says now, in verse 27, now we can see it. Și acum înțelegem poate în 26. When we eat and drink the blood, the drink the cup, atunci când mănânci și bei, unworthy. Elemente, right? În evrei. Unworthy means we don't know anything about it. Adică că le luăm fără să pricepem semnificația lor, fără să ne încărcăm cu semnificația lor. We don't know what the bread stands for. Nu știm ce înseamnă pâinea. And we don't know what the blood stands for. Nu știm ce înseamnă paharul acela pe care îl bem. You know, oh, bread, yeah, we can eat as pâine. Much bread as possible. Mâncăm cât mai mult, dacă e posibil. Sau ce știu cum o privim. Wine.
vin. Oh, let's drink as much wine as possible. Da, dacă e vin atunci, da, să bem. Mult vin, mult vin. Without knowing the significance of what Jesus said. Înțelegem, de fapt, ce a reprezentat lucrul acesta când a vorbit. So that's why it says, let a man examine himself. De aceea spune cuvântul, fiecare să se examineze. Înțelegem ce înseamnă asta pentru noi. Because if you do not know what it means. Dacă nu înțelegi, dacă nu știi ce înseamnă aceste lucruri. If you don't know what the blood stands for. Dacă nu știi de ce s-a dat sângele Domnului. What is the blood for? Și încă o dată, de ce s-a dat sângele Domnului? For your salvation. Pentru mântuirea. If de păcate. Do not know that. Dacă nu știi lucrul acesta. That's why it says in verse 29. De aceea, ce se întâmplă este, cum zice în versetul 29. You will bring damnation to yourself. Îți adun condamnare pentru tine însuți. Because the blood saves you. Sângele Domnului te mântuiește și trebuie să știi lucrul acesta. But if you do not know what the body stands for, the broken body. Dacă nu știi pentru ce s-a dat trupul Domnului, the broken bread, pâinea, da, care s-a frânt, then verse 30 comes in. Atunci se întâmplă ceea ce scrie în versetul 30. You do not know that healing is for you. Atunci tu nu știi că există vindecare pentru tine. Let's read verse 30. Hai să citim ce zice versetul 30. For this cause, that means you do not know. Zice, din pricina aceasta, adică pentru că nu înțelegi, nu știi. Many are weak. Mulți sunt neputincioși. Sick. Și bolnavi. And many of you die. Și nu puțin dorm. Au adormit sau au murit. So that means if you know that healing is for you. Dacă ai înțelege că trupul Domnului îți aduce vindecarea. You will be strong. Ai fi puternic. You will not be sick. N-ai fi bolnav. And the last one is. Și. You are not going to die. Ai fi în viață. You are not going to die physically. Nu ai muri fizic. This disease is not going to kill you. Boala, suferința, problema pe care o ai, nu te va băga în pământ. But of course, even one day when we die, chiar dacă într-o zi noi cu toții murim, due to old age, poate la bătrânețe, alright, cine știe, we live a long, wonderful life, dar putem avea o viață bună, o viață sănătoasă. Yes, we will die one day. Chiar dacă într-o zi vom muri. But the blood gives us eternal life. Sângele Domnului ne dă viața veșnică. So we still do not die. Deci iată, tot nu murim, da? We die physically. Chiar dacă murim fizic, adormim. But we live eternally. Da? Dar viața noastră este veșnică. You see, and that's the significance of the Lord's Supper. Aceasta este semnificația cinei Domnului. Amen? Amen. Amen.